În acest episod o să facem, da, facem un episod nou. Acest episod se va chema Da. Așa, în acest episod v-am zis că facem miercuri cu fantomele Alin și vom vorbi despre copilăria mea. Ce am făcut eu în copilărie? S-a înțeles? Ce am făcut eu în copilărie? Da. Abia aștept. Prima poveste care o să vă zic este din la grădiniță. Când eram în clasa întâi, nu mai știu în ce clasă eram și credeam că sunt fantom, știți? Uitați, așa, credeam că sunt fantome. Bun? Așa, credeam că sunt fantome și da, cum am fost eu nebun, a intrat doamna profesoară pe ușă și era, nu știu, într-o geacă albă și am zis, uitați fantomă, uitați fantomă și am început să urlu și de atunci am atins fantome. Da, am atins de fantome. Așa. Iar cu trăsnetele, iarăși, pun aici, pe fundalul trăsnet. Da. Și v-am zis ce am zis făcut. Păi era un prieten tot la grădiniță și a băgat radiera în nas și când a suflat nasul ieșit radiera. Nu și-a mai putea scoate și a intrat până aici. Până aici a intrat radiera. Da, am făcut o promovare. Trebuie să apare, dar nu știu cum. Da, am ajuns la 9 abonați. Yeah. Mulțumesc foarte mult. Da. Așa, și pentru că am ajuns la nou abonați, o să vă dau un... Așa e bun? Bun că e bun. Da, nu știu în câte minute să fie acest episod. Am făcut și un intro nou, trebuie să-l pun. Și o să aveți ăsta, programul în descriere cu care pun toate imaginele astea. Care editez, cu care apără asta așa iată. Crichinelul ăsta, da. O să vă pun în descriere canal, programul și da. Nu știu ce să mai zic, dacă o să pot o să fac tipuri de profesori. Da, tipuri de profesori. Da. E nasul praf, numai că nu văd profesorii aia. Dacă vedeți că vorbesc pe nasul fundat, am nasul fundăcios. Așa, stai de ce asta, altfel. Da. Sau că îmi credeam că sunt îngeri pe pământ. Bă, voi vreți să vă spar, bă? Uitați aici mărul și acum îl distrug. Da, am distrus mărul. Mă doare un pic căpățină, dar nu contează. Pun așa niște stele, ca și cum ar fi în spațiu. Mamă, cât de tare e asta, programul ăsta cu care editez. Da, mi-a cam mult să editez. Unul mi-a pus o întrebare ce vreau să mă fac mare și o să pun asta. Că nu știu dacă am dată. Aș vrea să mă fac șofer de curse. Și da, o să fac provocări, tipuri de profesori și nu mai știu ce. Da, stați să caut aici ceva. Hai, lasă-mă tu cu inimioarele. Așa, da. Și am ajuns la nou abonat. Da, am pus o pauză, da. Punem și ceara. Și încheie episodul aici, fraților, și o să aveți în descriere programul cu care le editez. Și am făcut și promovare lui Alexandra Bianca, parcă da.